Vreau să vă spun că trebuie să studiem Biblia, să înțelegem lucrurile, să ascultăm de apostoli, pentru că fără învățătura apostolilor nu vom avea nimic. Prin învățătura apostolilor ne unim cu Hristos, devenim biserică, ne naștem din nou și atunci avem acces la Tatăl Ceresc, prin Isus. Din ce cauză mai este astăzi haos? Parcă sunt atât de mulți credincioși, dar unde este problema? La fel ca Avram, care este tatăl tuturor credincioșilor și care a avut mulți copii, l-a avut și pe Ismael. A avut mulți copii de la Chetura. L-a avut și pe Isaac, care a fost cel făgăduit. El a fost copilul făgăduinței, iar ceilalți au fost născuți din roabă, din fire. Isaac a fost născut din femeie liberă, iar ceilalți din roabe. La fel și astăzi, aceste lucruri continuă. Mulți se numesc credincioși creștini, însă trebuie să știm pe cine să ascultăm, pentru că mulți încearcă să învețe pe alții. Trebuie să înțelegem ce ascultăm și pe cine ascultăm. Astăzi există credincioși creștini care sunt din roabă, dar sunt și cei care sunt din cea liberă. Cei care sunt din roabă sunt după fire, iar cei care sunt din cea liberă sunt după Duh. La fel spune și Iisus în Ioan capitolul 8, că sunt mulți care crezuseră în mine, însă veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Ei au zis, suntem liberi, însă El le-a spus, sunteți robi ai păcatului, iar robul nu rămâne pururi în casă. O perioadă poți fi în biserică, să fii cu sfinții, însă dacă rămâi rob al păcatului, dacă trăiești după fire și sunt mulți asemenea creștini, robul nu rămâne pururi în casă. Trebuie să te eliberezi, însă poți fi eliberat doar de Hristos, dacă păcatul va pleca și Hristos va veni. Amin. La fel, când Avram a avut această dilemă ce să facă, ce i-a spus Dumnezeu? Izgonește pe roaba și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul celei libere. Aleluia! De aceea oamenii mereu ne spun, de ce sunteți mereu atât de categorici? Pentru că cei care trăiesc după fire nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă oamenii sunt în robie și nu rezolvă acest aspect, ei nu vor fi pururi în casă, vor fi doar temporari. Și Ioan mai scrie că sunt iertate păcatele copilașilor. Da, ai venit, s-au iertat păcatele, însă trebuie să crești. Dacă ești tânăr, tinerii sunt puternici. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în ei și ei l-au biruit pe cel rău. Amin. Dar părinții, cei care l-au cunoscut pe cel fără de început, au grijă de familia lui Dumnezeu. Amin. Trebuie să înțelegem unde sunt copilașii, unde sunt tinerii, unde sunt părinții pe care îi ia Dumnezeu, cum Dumnezeu l-a luat pe tatăl credinței, Avram, și din el au pornit toate aceste ramuri. Să înțelegem că sunt robi care sunt după fire, dar sunt și după Duh, din cea liberă. La fel vedem că stau lucrurile și în Hristos. Sunt cei care sunt mânați de fire, sunt în robie și nu vor rămâne pururi în casă. Dar sunt și cei care sunt îndemnați de Duhul, care sunt liberi de acest păcat. De aceea cei care sunt robi propovăduiesc astăzi o evanghelie la modă, dar puțin aluat dospește toată plămădeala. Și vedem astăzi cât de mult biserica și creștinismul sunt dospite. Și cum arată acest lucru? Foarte simplu. În mijloc ești tu, iar Dumnezeu este în jurul tău, în jurul firii tale. Scriptura și toate lucrurile se dau după tine, dragul de tine. Totul să danseze în jurul tău, să te iubească, să te cocoloșească. Însă acesta este un creștinism firesc, un creștinism duhovnicesc, îl are pe Hristos în centru și totul se învârte în jurul lui Hristos. Dumnezeu este în centru.
Într-un creștinism firesc, firea este în centru. Tu ești în centru. Am fost supărat, ba una, ba cealaltă, ba eu, ba altceva. În concluzie, cei duhovnicești sunt născuți din Dumnezeu. Amin. Și sunt liberi de păcat. Cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește. El nici măcar nu mai este sub puterea păcatului, morții, iadului. El este în Isus. Însă cel care este firesc se află în robie. De aceea trebuie să-L cunoască pe Hristos. De aceea trebuie să fii puternic, pentru ca în tine să fie cuvântul lui Dumnezeu și cel rău va fi învins. Acesta este nivelul tinerilor. Prețuiți familia lui Dumnezeu, prețuiți părinții credinței, prețuiți oamenii credinței pe care Dumnezeu i-a luat și a început să-i zidească, la fel cum l-a luat pe Avram și a ridicat această familie. Și Dumnezeu ia mulți oameni și în baza lor zidește, ridică prin oamenii credinței. Și este imposibil să nu vedem acest lucru. Amin. Când ești născut din Dumnezeu, nu mai acționezi după lege. Ba una trebuie să fac, ba cealaltă, ba încă ceva. Nu, deja ești născut din Dumnezeu. Și știi ce ai nevoie. Este o poruncă veche și este o poruncă nouă. Care este porunca veche? Vedem în epistola lui Ioan, iubește-L pe Dumnezeu și iubește-ți aproapele. Care este porunca nouă? Crede în Domnul Iisus Hristos, fii un ucenic și acționează cum a acționat Hristos. Dar care poruncă trebuie împlinită, cea nouă sau cea veche? Ne întoarcem în rai. Porunca veche, să vorbești cu Dumnezeu, iar porunca nouă este să mănânci din pomul vieții. Deci ambele sunt necesare, cu siguranță. Ei au pierdut nașterea din nou, de aceea au rămas în porunca veche, întoarcerea la Dumnezeu, legea. Aceasta a fost legea. Însă noua poruncă, când este vorba de viața veșnică care se obține prin Hristos, este pomul vieții. Al treilea lucru este să avem grijă de cei din jur, fiindcă suntem pe acest pământ, trebuie să propovăduim și să ducem mântuirea acestei lumi și răspunsul pentru această lume. Nu trebuie să existe asemenea atitudini, aceasta nu voi face, cealaltă nu, ba una, ba cealaltă. Însă dacă ești născut din Dumnezeu, ești fiul sau fiica lui Dumnezeu, scopul vieții tale trebuie să fie familia lui Dumnezeu și nu alte lucruri, după cum a spus Iisus. Iisus a spus care este familia lui și nu mulțimea de alte lucruri. Dar pentru mine, pe primul loc este familia, copiii, munca, banii, multe altele și undeva mai încolo voi merge la Dumnezeu, poate duminică. Te felicit! Pur și simplu, ești un creștin firesc. Ești un credincios firesc. Iar pentru cel născut din nou, care este fiul sau fiica lui Dumnezeu, aceste lucruri sunt pe primul loc. Iisus este pe primul loc. Amin! Mulți oameni vin ca niște copilași și le sunt iertate păcatele. Iubesc pe toți, însă mai târziu trece o perioadă și vezi că devine prost, tupeist, leneș, viclean. Când te uiți, mai fură de la unii din biserică, spune minciuni, nu vrea să se pocăiască, îi spui, trebuie să te pocăiești. Dar el răspunde, nu am de ce să mă pocăiesc, nu am păcat. Dar cine spune că este fără de păcat este un mincinos. Prima epistola lui Ioan, capitolul 1, este scris că este un mincinos. Cine nu vrea să se pocăiască, spune că Dumnezeu este un mincinos. Nu am păcat. Dar în interior totul fierbe. Omul chiar și în somn se ceartă cu pastorul. Mereu încearcă să demonstreze ceva. Acest lucru înseamnă boală, este o afecțiune a minții. După cum este scris în epistola către romani, este schizofrenie și alte diagnostice în care se produc afecțiuni. Iar omul încearcă să se certe cu sine, cu pastorul, cu liderul, cu altcineva și este rupt de realitate. Dar realitatea este să-L iubești pe Dumnezeu. Să-L iubești pe aproapele și să crezi în Domnul Iisus Hristos. Aleluia! Slavă Domnului! Amin! Amin.